Bună, eu sunt Mimi. Bună, eu sunt David. Eu sunt Noa. Eu sunt Andreea. Și împreună vă spunem bun venit la Căsuța cu idei! Ne bucurăm că și în această ocazie sunteți și pe alături de noi. După cum vedeți, nu suntem singuri și nu suntem în platoul de filmare, ci am venit în vizită la muzeu, la Muzeul Vârstelor, și anume Casa Filipescu Cesian. Iar alături de noi este doamna muzeograf Andreea Mâniceanu. Bine ai venit, Andreea, sau mai bine zis, mulțumim că ne-ai primit aici în acest muzeu. Bine ați venit la Muzeul Vârstelor, mă bucur să vă cunosc și să fiu gazda voastră astăzi pentru a descoperi lumea bucureștenilor de altă dată, împreună, vizitând și admirând fiecare cameră a Muzeului Vârstelor. Super! Înainte de a trece la treabă și de a asculta ghidajul Andrei prin acest muzeu, am ceva pentru voi. Fiecare va primi câte o astfel de mapă și un creion în care vă voi ruga să notați, de fapt pe care vă voi ruga să notați, un cuvânt, o idee, ceva ce v-a plăcut, imediat vi le dau, în așa fel încât la sfârșit să aflăm ce anume vi s-a părut cel mai interesant din acest muzeu. Sunteți pregătiți? Da! Înainte să pornim, haideți să urmărim un scurt material pentru a vedea ce activități v-am pregătit pentru astăzi. Bună! Eu sunt Portocală și sunt nerăbdător să discutăm, să ne jucăm și să facem tot felul de activități practice sau experimente. La început, hai să stăm puțin de vorbă. Ce se întâmplă aici, în ce sală ne aflăm și ce ne vei povesti? Ne aflăm în prima sală a muzeului, care are acest rol de a familiariza vizitatorul cu ceea ce îl așteaptă să descopere în camerele anterioare. Avem atât elemente de antropologie culturală, cât și elemente de antropologie fizică, lucru inedit într-un muzeu, mai ales la noi în țară. Iar pentru copii, pentru a fi vizita cât mai atractivă, ne vom axa pe lumea copilăriei, de altă dată. Avem aici un colaj de fotografii care rulează, iar micii noștri vizitatori sunt invitați să descopere deosebirile și asemănările între acești copii și ei, cei de astăzi, care cu siguranță au o copilărie în mare diferită de acestora. Avem aici un joculeț interactiv cu 12 cubulețe care prezintă personaje, domn și doamne, la vârsta tinereții. Eu vă invit, privind fizionomia, atitudinea lor față de viață, dar și îmbrăcămintea, să ghiciți ce au devenit aceste personaje când a trebuit să-și aleagă o meserie. Cu ce cubuleț doriți să începem? Domnul de acolo, ce crezi că a devenit? Scriitor. Scriitor. Alte păreri? Tot scriitor. Tot scriitor. Ia să vedem tu ce spui. Tot scriitor. Da. Întorci, te rog, cubulețul să descoperim cine este acolo. Este academicianul Bălăceanu Stolnici, cel cu care avem și un interviu în camera de sus a muzeului. Deci, ați fost pe aproape. Este un om de cultură. Hai să luăm alt cubuleț. Da, ia ce a devenit. Fotomodel. Fotomodel. Alte păreri? Tot fotomodel. Ia, spune-mi tu ce tot părere. Fotomodel. Întorci tu, te rog, cubulețul. Este doamna Margareta Pâsnaru, actriță și cântăreață. Deci și de data aceasta ați fost pe aproape. Bravo! Președinte. Președinte? Tu ce zici? Prim-ministru. Prim-ministru, președinte? Președinte. Președinte. Hai să întoarcem cubulețul și să vedem cine este aici reprezentat. Profesor. Este profesorul doctor Nicolae Minovici. Avem și muzeul Minovici pe care vă invit să-l vizitați. Cu siguranță o să-l vizitați și o să vedeți acolo mai multe lucruri despre viața doctorului Nicolae Minovici. Este întors deja cubulețul. Haideți să luăm un cubuleț
care nu este întors. Pe acela și acela va fi ultimul și da. O să rog pe noua sa, pe David, să spună prima dată. Ce credeți voi că ar putea să aibă, ce meserie ar putea să aibă? Tu, Andrei, ai fost prima de mai multe ori, să-i lăsăm și pe ei, da? Mecanic. Mecanic, David, stai un pic să vedem ce ne spune David. Mecanic. Mecanic este o imagine mai înșelătoare de data aceasta, e mai grea. Să vedem dacă Andrei are o altă părere. Nu știu cum se numesc scaunele care fac din lut lucruri. Din lut? Din ce au făcut el. Păi asta e, cred că e un cauciuc. Da, schimbă o roată la mașină. Mai gândesc. Ceramist din lut? Sau olar? Bibliotecar. Bibliotecar. Te-ai gândit că trebuie să fie o capcană aici la cubulețul acesta. Este Ligia Minovici, avocat. Nici pe aproape. Pe aproape, da? Ideea acestui joculeț este aceea de a vă transmite că meseria pe care urmează să vă alegeți în viață este foarte importantă, pentru că, iată, la vârsta maturității, întreaga voastră învățișare va arăta și în funcție de meseria pe care o să vă alegeți. Îmbătrânim și în funcție de ceea ce facem, de aceea le spunem vizitatorilor că fiecare alegere în viață este foarte importantă pentru viitorul lor. Am spus că vizita noastră de astăzi este concepută asemenea unei călătorii în timp. Iată, ne ajungi în Bucureștiul secolului al XVIII-lea. Vă invit să descoperim o vitrină care prezintă câte ceva despre lumea copilăriei. Avem expuse acolo, în acea vitrină, câteva hăinuțe de copil care au și niște denumiri speciale aceste hăinuțe. Aici avem un cepchen, așa se numește această hăinuță, iar acolo este reprezentat, este expus un ișlic. După cum puteți vedea, sunt hăinuțe diferite față de ceea ce purtați voi astăzi. Vedeți cu cât atenție au fost lucrate. Ce spuneți? Cam cât v-ar lua să îmbrăcați astăzi o asemenea hăinuță? V-ar lua mai puțin sau mai mult decât îmbrăcați hăinuțele pe care le purtați? Mai mult. Mai mult? Mai mult. Dar de ce s-ar întâmpla acest lucru? Cum vi se par aceste hăinuțe? Vi se par a fi hăinuțele unui copil sau sunt hăinuțe serioase, de om matur, foarte elegante? Ale unui copil. Al unui copil, dar tabloul de acolo înfățișează un copil sau un adult? Un adult. Ce părere aveți? Un adult. Tu spui un adult. Colegii tăi ce spun? Un copil. Un copil și tu spui că este un? Copil. Un copil. Dar ce are copilul la brâu? Ceva ce nu, astăzi nu este indicat să folosim și nu este bine să folosim. Este o armă, are un pistol, pentru că în secolul al XVIII-lea viața era tot timpul pusă în pericol, fie că vorbim de viața adulților sau viața copiilor. De asemenea, ei erau învățați încă de mici să folosească o armă. Așa cum vedem, și boierul de aici are la fel o sabie asupra sa, poartă o sabie. Poate fi și un cuțit, însă în tabloul pe care l-avem expus este o sabie. Să știți că în secolul al XIX-lea, una dintre principalele distracții ale bucureștenilor era participarea la baluri. Și balurile acestea aveau o mare importanță în viața lor, pentru că erau petreceri fastuoase organizate în casele cele mai mărețe ale bucureștenilor. Iar vitrina de aici ne prezintă câteva elemente care făceau parte din recuzita unei tinere domnișoare care participa la o astfel de petrecere. Ce vă atrage cel mai mult atenția? Spune-mi. La microfon, te rog. Mie mi-atrage cel mai mult atenția evantaiul și mănușile. Iar ție ce-ți place cel mai mult din această vitrină? Mie-mi plac evantaiul și mănușile și carnețelul și carnețelul de bal. Iar ție? Carnețelul, poșeta și cufărul. O să vă spun câteva lucruri interesante despre obiectele pe care le-ați amintit, și anume evantaiul acesta, îl vedeți așa de mare, de frumos și de elegant. Să știți că avea o dublă funcție, se putea și comunica cu ajutorul evantaiului, este un limbaj
secret, să spunem, al evantaiului pe care domnișoarele care participau la bal nu ezitau să-l folosească, și anume anumite mișcări ale evantaiului comunica partenerului care dorea să o invite, să o invite pe acea tânără la dans, anumite mesaje secrete. De exemplu, da, doresc să dansez sau nu, nu vreau să-ți acord acest dans. În funcție de mișcările evantaiului erau comunicate aceste lucruri. Iar carnețelul, ce poveste credeți că are? Voi astăzi la o petrecere folosiți un carnețel? Nu. Nu, dar ei de ce credeți că ar fi luat un carnețel asupra lor la o petrecere unde mergeau până la urmă să se distreze? Ce se nota în acel carnețel? Despre ce vorbeau acolo și ce făceau? În carnețel erau trecute numele partenerilor și a dansurilor care deschideau seara și care o continuau. Exista o regulă, ei țineau foarte mult la lucrurile acestea ce țin de etichetă, erau foarte organizați și țineau foarte mult la onoarea și prestigiul lor, pentru că multe baluri se încheiau uneori și cu un duel. Știți ce e acela un duel? Nu. O luptă. O luptă între două persoane din diferite motive sau neînțelegeri. Și mai departe, în sala următoare? Ce tare! Avem o sală care ne prezintă mai multe lucruri despre viața de acasă a bucureștenilor. Observați aici, pe partea aceasta, obiectele de uz casnic pe care ei le foloseau atunci când serveau masa, când primeau oaspeți sau în decursul activităților lor de fiecare zi. Toate sunt obiecte din argint și fac parte din colecția Muzeului Municipiului București. Avem aici, de exemplu, o tavă foarte interesantă, la numărul 28. Este o tavă care ajuta la golirea buzunarului celui care făcea vizite unui bucureștean din secolele trecute, pentru a nu pierde obiectele mărunte pe care le deținea asupra lui. Iar pe partea aceasta avem obiecte care au o funcție simbolică și anume arătau statutul social al celui care primea vizite. Vedeți că sunt foarte frumos decorate, multe dintre ele au și teme ale diferitelor familii importante ale vremii, cum ar fi, de exemplu, familia Mavrocordat. Ne aflăm aici la o vitrină care prezintă modul în care comunicau bucureștenii secolelor trecute, dar și noi astăzi, căci avem expuse și câteva telefoane care fac parte din viața noastră de zi cu zi. Ia spuneți-mi, voi astăzi mai scrieți scrisori? Nu. Nu? Da. Cui scrieți? Eu le mai scriu prietenilor și verișoarilor. Avem aici expusă... Eu verișoarei, da, mamei și tatei. Foarte bine. Să nu pierdeți... Tu scrii scrisori? Da. Vreau să întreb, ce este aia? Este un telefon care a aparținut casei regale. Dar cum comunicau? Cum comunicau la acest telefon? Da, da, da. Asemenea cum comunicau în trecut la telefonul fix. Aici vorbim despre muzica de acasă, cum se distrau bucureștenii, la ce instrumente ascultau muzică și avem expuse instrumente foarte interesante care sunt sigură că o să vă placă. Sigur, avem și o vioară expusă. Orchestra. Dar acesta este un radio, iar acolo aș vrea să vă îndreptați atenția către orchestra mecanică. Vedeți că are un tub cu anumiți zimțișori, de asemenea și o tobă. O tobă. Foarte bine ai observat, are și o tobă. Și are clopoței. Seamănă cu o cutie muzicală. Seamănă cu o cutiuță muzicală. Avem expusă și cutiuța muzicală. Foarte bine ai observat cutiuța, care este mult mai mică, dar are în mare parte mecanisme asemănătoare. Iar pe tubulețul acela erau inscripționate melodiile, iar sus pe capac avem și o etichetă în care prezintă ce melodii se puteau asculta la această cutiuță muzicală. Îmi place să vă ascult cum discutați, îmi place să observ cum învățați,
dar cel mai mult îmi place să văd cum vă jucați. Dacă tot e vorba despre jocuri, atunci vă propun ca în loc de o activitate practică să facem aici un joc. Un joc foarte simplu pe care l-am învățat eu când eram așa ca voi de la fratele meu mai mare. Un joc care se numește fotbal cu monede. O să mă joc când în locul unei echipe, când în locul celeilalte, dar voi vă puteți juca împreună cu un coleg, un prieten, unul dintre părinți sau unul dintre frați, pe cine aveți la dispoziție. Am fixat cu monezile acestea de 5 bani cele două porți. Dacă aveți o masă mai mare sau mai mică, puteți așeza chiar la margine. Eu acum am pus aici ca să fie mai ușor de văzut. Deci puteți așeza porțile chiar la margine. Și care este scopul? Bineînțeles, să dăm gol. Dar cum? Pe rând, să zicem că eu acum fac parte din echipa din dreapta sau sunt reprezentantul din partea dreaptă. Tot timpul, cele trei monezi trebuie să stea sub formă de triunghi. Și voi începe, de exemplu, cu aceasta, mai aproape de mine, și ori așa, ori cu bobârnacul, ori așa, dar nu ghidată cu degetul, o îndemn să treacă printre celelalte două monezi, iar apoi continui așa cu fiecare dintre cele trei pe care le-am la dispoziție, până când mă strădesc aici să dau gol. În momentul în care am dat prea tare și moneda mea a căzut de pe teren, adică de pe masă, sau în momentul în care am dat și nu a trecut prin cele două, ci a mutat sau a trecut chiar prin exterior, atunci preia conducerea celălalt partener de joc. Hai să facem o probă. Deci am poarta mea, cele trei monezi și încep cu aceasta. 1, deja nu mai am cum să dau. Ar trebui să mă mut aici. 1, o să mă și ridic puțin. Aici nu mai merge. Încă o dată, cu puțin mai mare distanță. 1, 2, atins. Mă întorc aici. Îmi imaginez că acum sunt adversarul meu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și acum mă gândesc cum fac ca să pot să dau și gol. Ia să vedem, mi-a reușit din prima. Gata! Deja am un punct pentru echipa aceasta. Și continui. Bineînțeles, jocul se joacă în două persoane, dar eu acum mă amuz așa și mă joc ca și cum aș fi în două, ambele echipe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, a atins-o pe aceasta. Dar nu-i nimic, continui până când, eu știu, poate ating un prag. Să vedem care echipă sau care jucător ajunge primul la 3, la 5, la cât vreți voi. Important nu este neapărat să câștigați, ci să vă jucați, să vă dezvoltați motricitatea fină și să aveți un timp plăcut împreună cu o persoană dragă sau un coleg, poate de ce nu, să invitați unul dintre colegii noi ca să vă împrieteniți în felul acesta. Nu mai rămâne decât să vă urez mult spor la joacă! Prietene, ajungi în prima cameră de la etaj a Muzeului Vârstelor. Sper să vă placă la fel de mult ca și celelalte camere pe care le-am vizitat deja. Mă bucur că ați luat loc pentru că este și o cameră de popas oferită vizitatorilor. Vă invit să urmăriți în timp ce vă vorbesc secvențe din viața istoricului Neagu Giuvara, pentru că în această cameră, atât adulții cât și voi, copiii care ne vizitați, cunoașteți lucruri interesante atât despre trecut, dar și despre viitor.
Dacă vorbim despre trecut, este important să ascultăm mărturiile istoricului Neagu Giuvara, care vorbește despre viața pe care a trăit-o, dar și experiența sa ca diplomat. Însă, în ceea ce privește viitorul, avem un filmuleț dedicat evoluției tehnologiei. Pe voi vă pasionează tehnologia sau cum ne va influența viața în viitor? Ați auzit de oameni roboți? Da. Și v-ar plăcea ca în viitor să avem posibilitatea să ne transformăm în roboți sau acești roboți să facă parte din viața noastră? Da. Vi se pare interesant? Da. Să știți că această funcție de prognoză a muzeului face acest lucru și anume pune imaginația vizitatorilor la treabă, să spunem așa, și unii ne spun că da, ar fi foarte interesant ca viața noastră să fie completată de prezența acestor roboți, alții în schimb nu sunt de acord și consideră că este mult mai frumos să avem o viață simplă, fără a pune atât de mult accent pe tehnologie. Dar, bineînțeles, viitorul depinde de fiecare dintre noi, de ceea ce construim acum în prezent vor arăta și anii care vor veni. De asemenea, în această cameră avem, așa cum ați observat, la parter și obiecte din secolele trecute, care făceau parte din casele bucureștenilor. Aici avem un încălzitor pe rotile. Era foarte util pentru că a redus în perioada aceea mortalitatea infantilă, adică familiile care dispuneau de un astfel de obiect încălzeau mult mai ușor camerele caselor, astfel copilașii, de exemplu în sezoanele reci, nu se îmbolnăveau și astfel depășeau aceste perioade mult mai bine și speranța de viață creștea. De asemenea, dacă vorbim despre încălzitul locuinței, avem și o sobă Godin și, după cum puteți observa, avem această sobă foarte frumos decorată cu foarte multe motive. Dacă vă place, o puteți desena și puteți colora aceste motive în diverse culori ca să obțineți un desen al unui obiect de aici, de la noi, din Muzeul Vârstelor. Călătoria noastră în timp continuă cu această sală dedicată epocii frumoase. Ați auzit de epoca frumoasă? Nu. Nu, este o perioadă din istorie care începe la 1900 și se termină odată cu izbucnirea primului război mondial. În această cameră aș dori să vă prezint ținutele elegante ale bucureștenilor de altă dată pentru a cunoaște mai multe despre viața acestor oameni. Avem aici ținute atât de adulți cât și de copii și puteți observa cât de atent sunt lucrate. De asemenea, în vitrina aceasta puteți observa două ținute extrem de elegante, o ținută de doamnă și una unui domn. Ia spuneți-mi, ce vă atrage cel mai mult la ținuta doamnei sau la ținuta domnului? Care element este cel mai frumos și care face ținuta să fie deosebită prin întreaga sa înfățișare? Plovărul. La ținuta doamnei, sigur, și la ținuta domnului, ce are atât de deosebit, de ce este frumoasă această ținută? Papionul și pălăria. Jobenul. Ceea ce poartă domnul pe cap se numește joben. Vedem că are papion, dar și baston, iar această ținută elegantă din dantelă cu paiete are și câteva accesorii foarte frumoase, cum ar fi o gentuță și, de asemenea, un guler de dantelă. Să știți că bucureștenii ascultau muzică, așa cum ascultăm și noi astăzi, și alungau plictiseala de acasă cu ajutorul instrumentelor muzicale. Însă, muzica nu era ascultată. Voi la ce ascultați astăzi muzică, de exemplu? Pe YouTube. Pe YouTube, adică cu ajutorul internetului la calculator. Însă, acești oameni nu aveau această posibilitate și o să vă prezint acum un gramofon.
Și noi avem aici expus acest gramofon pentru a le arăta vizitatorilor că aceste lucruri făceau parte din viața bucureștenilor. Gramofonul pe care îl vedeți are o cutie care ține loc și de bază, de suport, și această pâlnie foarte mare care făcea ca sunetul să se audă cât mai tare. E foarte interesant tot ceea ce ne prezinți aici. Ce se află în următoarele încăperi? Vă invit să descoperim lumea Bucureștiului interbelic. Aici ne aflăm deja în perioada interbelică, după primul război mondial. Așa cum o să învățați mai târziu la istorie, primul război mondial a avut un impact foarte mare asupra omenirii din toate punctele de vedere, nu numai pe plan politic, cât și pe plan social și în planul mentalităților. Dacă observăm aceste vitrine, o să vedeți că se produce o schimbare și în ceea ce privește vestimentația bucureștenilor de altădată. De la ținutele pe care le observam în camera anterioară, ținutele acelea extrem de elegante, strânse pe talie, pentru că doamnele purtau în vremea respectivă corset, vedem că acum ținutele sunt mult mai relaxate, mult mai legere, iar putem observa și o schimbare în ceea ce privește atitudinea și fizionomia bucureștenilor de altădată. Cum puteți privi acest tablou al unei doamne din perioada interbelică, vedeți că de la domnișoarele acelea de secol XIX, despre care vă povesteam că participau la lumea balurilor și acordau atât de multă atenție dorinței acestea de a fi cât mai feminine, vedem aici o domnișoară, o doamnă care are o atitudine mult mai băiețească, mai dură și privește viața altfel, pentru că, așa cum vă spuneam, impactul războiului a dus la schimbări pe toate planurile, inclusiv în viața femeilor, nu numai a bărbaților. Bărbații, soții, frații, fiind plecați pe front, femeile au fost nevoite să se descurce singure, astfel, acest lucru le-a modificat, să spunem, întreaga înfățișare și gândire asupra vieții. Avem și tablouri, vă invit să vedeți un peisaj bucureștean foarte frumos. Aici este Hotel Novotel de pe Calea Victoriei. A rămas astăzi fațada istorică pe care o puteți observa dacă vă plimbați de-a lungul Căii Victoriei. Și de asemenea acest pian, pentru că, așa cum vorbeam și în camerele anterioare, muzica nu a lipsit din viața bucureștenilor și mulți au fost iubitori de muzică, de petreceri frumoase, așa cum erau balurile secolului al XIX-lea. Ne aflăm într-o sală, este un ecograf. Un ecograf donat muzeului nostru de Spitalul Filantropia. Tot ce vedeți pe partea aceasta a camerei este aparatura medicală donată Muzeului Vârstelor de Spitalul Filantropia, pentru ca vizitatorii noștri să cunoască cum venea pe lume un copil în secolele trecute și cum societatea bucureșteană primea în cadrul ei acest copil. Acesta este un incubator. Aici, în ultima sala muzeului, o să descoperiți lucruri care vă vor plăcea. Știu că sunteți curios să deschideți sertarele, de aceea vă și invit să le deschideți. Am spus că nu atingem lucrușoarele, însă masa aceasta este o masă interactivă. Dacă trageți cu forță, le veți deschide. Veți vedea, înainte de a deschide, că fiecare sertar are inscripționat un cuvânt, iar în interiorul acelui sertar sunt obiecte specifice cuvântului inscripționat. Vorbim de cele mai frumoase sentimente care ne însoțesc de-a lungul vieții, despre iubire, inocență, așteptare, iluzie. Dacă vă uitați aici în sertarul inocenței, dedicat acestui sentiment frumos, veți descoperi o scrisoare a unei fetițe către Moș Crăciun, dar și câteva fotografioare cu copilași și bucureșteni. Este un joc de domino. La cuvântul așteptare avem și acest joc expus aici, pentru că uneori, atunci când așteptăm, pentru ca timpul să treacă mai repede, sigur ne putem și juca. Un joc de domino. Acelea sunt piesele jocului.
ca o surpriză oferită vizitatorilor, la finalul ghidajului de astăzi, vă propun să vedem cum o să arătați peste 30 sau 40 de ani. Ce ziceți? Sunteți încântați? Da. Haideți să vedem. Trebuie să facem doar o fotografie și tableta ne va arăta cum o să arătați la vârsta maturității. Dacă mă ajut puțin, așa, foarte bine, poți și zâmbi. Perfect. Și haideți să vedem transformarea. În 2051, ia uite. Ce spui? Mai tânăr. Mai tânăr. O să fii mai tânăr? Poate o să fii puțin mai tânăr. Cine mai vrea să încerce? Imediat. În anul 2056. Verda așa. Bună, copii! Eu sunt Vezitură și îmi plac foarte, foarte mult activitățile practice. Îmi place să pictez, să modelez în lut sau să experimentez tot felul de tehnici de genul acesta. Oare despre ce e vorba în activitatea de astăzi? Activitatea pe care o vom desfășura astăzi face parte din cadrul atelierului Joc și Joacă în Bucureștii secolelor trecute. Astăzi o să vorbim despre secolul al XIX-lea, când copiii nu aveau atât de multe jucării cum aveți voi astăzi și erau nevoiți astfel să-și confecționeze singuri. De aceea eu am pregătit materialele pentru a confecționa astăzi o praștie. O praștie de jucărie. Ce ziceți? Începem? Da! Uite, ai aici crenguța ta și îți oferi și un elastic și ție la fel, poftim și o să... Te rog mai întâi, mulțumesc, te rog mai întâi să ne explici tu și noi să ne uităm la tine cum se face, da. Ca apoi să putem face și noi. Așezăm pețișorul pe masă și legăm de fiecare capăt elasticul cu un nod suficient de strâns ca astfel să nu se desfacă. Este un nod marinare. Așa, dacă aveți nevoie de ajutor, vă pot ajuta sau puteți ruga un coleg să vă ajute, dar văd că vă descurcați. Este un nod marinăresc care va foarte ține bine. O grămadă de timp. Adică 2000 de ani o să țină. Gata, legăm strâns și praștia este gata. Trebuie să arate asemănător. Da, este foarte simplu și astfel am creat o jucărie noi cu mânuțele noastre. Te ajut? Uite, îți poți ține bețișorul și tu faci nodul. Este un nod foarte bun. Este un nod foarte bun acela pe care l-ai făcut. Este un nod marinăros. Bravo! L-am învățat. Mersi! Ne jucăm cu praștia, dar nu rănim pe nimeni, da? Încă facem așa. Da, ne imaginăm. Ce ai mai... Rugămintea mea va fi ca atunci când folosiți praștile, așa cum a spus și Andreea, nu lovim pe nimeni, da? Puteți, de exemplu, să vă jucați cu niște cutii de conserve și să trageți la țintă sau... niște sticle de plastic care sunt goale. Putem dar nu să dați punem niște doze de suc goale. Să încă o dată. Putem să punem niște doze de suc goale și punem o piatră în praștie și tragem. Este o idee excelentă să-ți exersezi trasul la țintă, dar nu în ființe adevărate, da? Nu lovim o persoană sau o pasăre. Sau putem să luăm o pietricică și să o agățăm de asta? Poți să dai la țintă, de exemplu, într-un gard sau în altceva, dar te asigur că nu este nimeni în spate pe care l-ai putea răni. Ce alte activități practice au mai făcut copiii în cadrul acestui atelier? Am colorat zmeie, ne-am jucat cu titirezul pentru că este specific secolului al XIX-lea și de asemenea am confecționat și o morișcă de vânt. Iar în secolele următoare pe care le vom aborda în duminicile și sâmbetele
care vor urma. La fel, vom face și jocuri de mișcare și vom picta joculețe de rol și joculețe care au menirea de a dezvolta imaginația și a ne împrieteni aici în cadrul atelierului. În afară de acest atelier pe care noi, din păcate, l-am filmat cu întârziere și nu-l mai pot prinde telespectatorii, mai sunt și alte ateliere care sunt organizate în cadrul Muzeului Municipiului București? Sigur că da, oferta educațională din vara aceasta este foarte bogată. Aproape fiecare muzeu din componența MMP desfășoară câte un atelier dedicat copiilor. Oferta educațională poate fi consultată pe site-ul nostru. La Muzeul Dr. Nicolae Minovici avem niște ateliere inedite. Pentru prima dată copiii pot învăța să țeasă la război și pot fi îndrumați în meșteșugul acesta. Un atelier interesant pe care îl vă invit să ajungeți dacă aveți ocazia, pentru că va fi cu siguranță spre folosul participanților. Mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai învățat. Ar mai fi multe de zis, de făcut, așa cum ne-a povestit Andreea, mai erau și alte activități practice, dar timpul ne presează, așa că vă invit să mergem mai departe la următoarea rubrică, apoi ne întoarcem aici pentru a face finalul acestei ediții. Vrei să fii mai sănătos? Atunci formează-ți obiceiuri bune. Începe chiar azi cu o idee pentru sănătate. Bună, bună, eu sunt Bruno și abia aștept să aflăm mai multe despre sănătate de la Alexandra. Bună, Alexandra! Bună, Bruno, mă bucur să te revăd. Și eu mă bucur foarte mult. Să știi că am fost într-o excursie și, din păcate, m-a cam ars soarele. Oh, îmi pare rău să aud asta, Bruno. Înseamnă că nu ai știut exact ce să faci când te expui la soare, nu-i așa? Da, pielea mea a avut de suferit. Te rog foarte mult, învață-mă ce să fac ca să am o piele sănătoasă, mai ales acum vara. Bine, hai să aflăm împreună, Bruno. Bănuiesc că din moment ce te-ai expus la soare, tu știi deja ce este soarele, nu-i așa? Adică îl vedem zi de zi pe cer. Te-ai întrebat vreodată ce este? Chestia galbenă care dă lumină, exact, căldură. Exact. Este o stea foarte, foarte mare din sistemul nostru solar care ne dă lumină și căldură. Da? Ne place foarte mult să stăm afară când e soare, când este cald. Ai văzut, nu ne jucăm niciodată noaptea. Ne place să ne jucăm ziua când este lumină, nu-i așa? Da, da. Uneori eu aș mai sta și noaptea, dar nu mă lasă mama. Așa e, dar e mai plăcut și ne simțim mult mai bine atunci când stăm afară și este lumină și mai ales când este cald. Uite-te acum, vara este absolut minunat și vrei să stai afară să te joci toată ziua. Însă, trebuie să ai foarte mare grijă ca să poți să te joci cât mai mult timp și ca pielea ta să nu pățească absolut nimic, să-ți pui niște scuturi, Bruno. Ai idee ce scuturi ar putea fi acestea? Cum ar fi blana mea? Blana ta, da, poate fi un scut foarte bun împotriva soarelui, să știi. E bine, atunci când ne expunem la soare, folosim niște scuturi de supereroi. Și o să-ți dau câteva exemple. Uite, de exemplu, ai fi putut purta o pălărie, Bruno, când te-ai expus la soare. Da, data viitoare, da. Te-ar fi protejat mult mai bine decât dacă ai fi stat așa cu capul gol. Și la fel de bine, ai fi putut folosi o cremă cu protecție solară. Uite, am aici un exemplu de cremă. Da, mai ales pentru copiii care ei nu au blană. Exact, pentru copii este foarte important să o folosim pentru că ei au pielea mult mai subțire și mult mai expusă la arsuri solare, da? Așa cum probabil ai pățit și tu pentru că te-ai expus fără protecție solară. Poți să mai folosești un scut foarte important și foarte ușor de folosit, adică cu siguranță l-ai în casă și e vorba de câteva haine mai subțirele, în culori deschise, cum am eu halatul ăsta alb, pentru a ajuta pielea să fie protejată de încă un strat, da? Da, am reținut. Și un lucru foarte important pe care sunt sigură că uiți probabil să-l faci uneori dacă te joci foarte mult pe afară, este să bei apă. Uite, am aici un pahar cu apă. Cât timp stăm afară în căldură și este soare, transpirăm extrem, extrem de mult, da? Mai ales dacă alergăm, dacă ne jucăm. Bruno, toate lichidele pe care le pierzi prin transpirație trebuie să le înlocuiești. De aceea este foarte important să te hidratezi atunci când stai pe afară și să nu uiți să te iei cu joaca și să uiți să bei un pahar de apă măcar. În regulă? Sigur, sigur. Am înțeles. Așa voi face. Bine. Vă mulțumesc pentru ce m-ai învățat ca să am o piele mai sănătoasă. Abia aștept să ne revedem data viitoare. Cu mare drag, Bruno. Copii, fiți pregătiți! În curând urmează concursul. Dar, pentru că îmi place să descoper tot felul de cărți, de jocuri sau obiecte interesante, vă invit să fiți foarte atenți la următoarea rubrică.
Dacă astăzi am vorbit mai mult despre jocuri, despre jocurile copiilor de demult, vă propun acum 6 titluri. De fapt, sunt 4 dintr-o serie și 2 dintr-o altă serie, tot cu jocuri și activități pentru copii, dar de data aceasta nu legată de muzeu, ci legată de Biblie. Și avem de la editura Viață și Sănătate 4 volume detectiv în Biblie cu diferite teme și 2 volume, aceasta Călătorie prin Evanghelie și Călătorie prin Faptele Apostolilor, toate 6 de la editura Viață și Sănătate. Haideți să le luăm pe rând și să le explorăm, să vedem ce se află în interior. Avem aici jocuri biblice pentru copii și părinți, Călătorie prin Faptele Apostolilor sau Călătorie prin Evanghelie, ambele volume scrise de Florin Bică. Vom găsi aici tot felul de jocuri și de activități legate de cartea biblică ce apare pe copertă. Aici Faptele Apostolilor, respectiv cele 4 Evanghelii în celălalt volum. Sunt tot felul de jocuri legate de cuvinte, poate numele persoanelor de acolo, diferite numere care apar în cartea Faptele Apostolilor și este nevoie să citim puțin înainte ca să dezlegăm misterele de aici sau să aflăm soluțiile la jocuri. Putem citi capitolele din Biblie, din cartea Faptele Apostolilor. Unele necesită să completați spațiile libere sau să vedeți care afirmații sunt false și adevărate. Mai avem grile cu jocuri din acelea de cuvinte care trebuie căutate și apoi încercuite. Și tot felul de alte jocuri de asociere sau de a găsi varianta corectă legate de informațiile pe care le găsim în cartea Faptele Apostolilor, rebusuri și nu numai. De asemenea, în Călătorie prin Evanghelii, același tip de conținut, dar bineînțeles cu alte jocuri adaptate informațiilor pe care le găsim în cele 4 Evanghelii. Pentru copilașii mai mici sau, de ce nu, și cei mai mari. Dacă la cele pe care le-am prezentat înainte era nevoie ca cel mic să știe să citească și să scrie, la acestea chiar și preșcolarii se pot descurca foarte ușor. De ce? Pentru că este povestea lui Răducu, căruia îi plac aventurile și îi place să călătorească în timp. Aflăm din imaginile acestea detaliate tot felul de informații. De exemplu, câți preoți mergeau în fața convoiului, ce se întâmpla cu armata, ce blazoane aveau, ce s-a întâmplat aici, aflăm din rezumatul scris pe acest sul, pe acest papirus și de asemenea referința biblică din care putem afla adevărul așa cum a fost el prezentat în Biblie. Și partea de detectiv, da, abia acum vine. Pe coloana din dreapta găsim tot felul de simboluri, poate chivotul, poate un preot, un levit care suna din trâmbiță, pe Răducu, personajul principal al cărții care călătorește în timp, sau alte personaje sau obiecte găsite și ascunse bine, bine aici în pagină. Și tot așa, pe fiecare pagină vom găsi tot felul de detalii pe care le căutăm, în așa fel încât să aflăm într-un mod interesant cum a fost pe vremuri în viața poporului evreu sau în alte capitole prezentate în Biblie. De exemplu, aici mergem în căutarea lui Isus și avem deja pagina cu nașterea lui Isus, copilul Isus la templu, nunta din Cana și alte file din acea perioadă, în căutarea poporului lui Dumnezeu, cum a fost atunci când Moise a traversat împreună cu poporul evreu Marea Roșie sau un deșert când a căzut mană. Tot așa, multe, multe simboluri pe care le putem căuta
ca să învățăm într-un mod distractiv despre istoriile biblice și în căutarea primilor creștini. Ei bine, aceste 6 volume de la editura Viață și Sănătate pot fi ale voastre în cadrul concursului pe care îl organizăm pe pagina noastră de Facebook, pagina Căsuța cu Idei. Intrați acolo în ultima duminică din lună, după ce ați pus deja în aplicare vreuna dintre ideile prezentate la noi în căsuță, veniți cu o fotografie sau cu un mic clip și vă înscrieți la postarea din ultima duminică din lună. Aceste volume, împreună cu celelalte pe care le prezentăm în cursul acestei luni, pot fi ale voastre în cadrul acestui concurs, dacă vă înscrieți și îl câștigați. Vă aștept pe toți să participați și vă doresc mult succes! Am ajuns aproape de finalul acestei ediții. Înainte de a ne lua rămas bun, vreau să vă întreb pe voi și tare mult mi-ar plăcea să aflu și de la voi, dacă ați fi aici lângă mine, ce anume v-a plăcut cel mai mult din această ediție și în special din vizita de la muzeu. Voi v-ați și notat, v-ați scris aici mai multe informații, cuvinte interesante. Te rog, David, te-ai microfon la tine. Spune-mi ce anume ți-a plăcut sau ce ai reținut tu. Ce cuvinte ți-a atras atenția? Sau ce obiecte? Dominoul. Da. Ceasul. Uh-huh. Cuțitul cu teacă și tableta. Ah, tableta aceea când ați făcut exercițiul cu îmbătrânitul? Și mie mi s-a părut foarte interesant. Nu, e rândul tău. Mie mi-a atras atenția soba Godin din 1900. Ai notat și anul? Da. Super! Îți mulțumesc frumos! Andreea? Mie mi-a atras atenția garmofonul, pianul, armele și tableta. Și tableta cu aplicația aceea năstrâmbă. De îmbătrânit. De îmbătrânit, exact. De îmbătrânit. Mă bucur că ați fost atât de atenți, ați fost și conștiincioși și v-ați notat așa de multe cuvinte interesante și mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Căsuța cu Idei, în vizită la Casa Filipescu Cesianu. Îți mulțumesc mult, Andreea, pentru ghidaj, pentru atelier, pentru tot ceea ce ne-ai învățat și îți doresc mult succes, Andreea, în activitatea ta aici de muzeograf și împreună cu copii. La fel vă doresc și vă reaștept oricând cu drag. Așadar, mulțumim și Muzeului Municipiului București pentru sprijinul acordat realizării acestei ediții. De asemenea, vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit și echipei tehnice pentru implicare. Vă dăm data viitoare întâlnire tot aici la Căsuța cu Idei.